Sâmbătă, fotbaliștii de la Hușana Huș au obținut a doua victorie muncită și meritată în fața celor de la FC Botoșani 2 cu scorul de 2-1 după un gol marcat în minutele de prelungiri. Partida disputată pe stadionul municipal din Huș a avut rit bun, cu faze frumoase și ocazii la ambele porți. În prima repriză, hușenii au avut 3 ocazii importante, dar cei care au înscris au fost botoșănenii prin Adrian Chică Rosă în minutul 18. Oaspeții puteau face 2-0, dar portarul Bogdan Miron a fost în zi mare și a parat o lovitură de la 11 metri. Atacantul hușanei, Cătălin Solomon, a spart gheața și a marcat primul gol din acest sezon, restabilind egalitatea în minutul 50. Cu un om în plus, în ultimele 30 de minute, Hușana a pus presiune la poarta adversă, iar golul victoriei a venit în prelungiri, după un șut marca Sergiu Gârdea, jucător care a ajuns la cea de-a treia reușită. În urma acestui succes, hușenii au acumulat 7 puncte și au urcat pe locul 10. Cel mai îmbucurător lucru e că lumea care vine la stadion a înțeles că o echipă poate fi susținută și cu aportul fanilor, toată lumea cumpărându-și bilete. Un exemplu este un grup de elevi de clasa a 4-a de la școala Atanasie Fătu, care și-au achiziționat tichete deși aveau acces gratuit la meci. Oficialii clubului hușan nu au fost indiferenți la gestul copiilor și au adus în fața publicului pentru a fi aplaudați, dar și premiați de către unul dintre sponsorii echipei Magazinele Top. În runda următoare, Hușana Huș va evolua în deplasare pe terenul celor de la Ozeana, Târgu Neamț.